Guvernul de la Chișinău este în proces de elaborare a unor scenarii în legătură cu situația din Ucraina, a anunțat premierul Natalia Gavrilița după ședința de astăzi a executivului. Pentru Republica Moldova, riscurile sunt de ordin economic și migrațional, a declarat Gavrilița. Ea a precizat că autoritățile sunt deschise să contribuie la identificarea soluțiilor diplomatice pentru a asigura pacea și stabilitatea în regiune. Credem că în această situație este foarte important să nu operăm cu scenarii ipotetice și de aceea vom veni cu lucruri specifice în momentul în care anumite scenarii sau anumite opțiuni vor fi în derulare. Evident că există mai multe riscuri și pentru Republica Moldova și din punct de vedere economic, și din punct de vedere anumitor fluxuri migraționale. Prim-ministrul Gavrilița a îndemnat moldovenii care se află în Ucraina sau circulă prin această țară să contacteze autoritățile în cazul în care se confruntă cu anumite dificultăți. Îndemnăm toți cetățenii Republicii Moldova să urmărească cu atenție declarațiile Ministerului de Externe și să contacteze autoritățile și ambasada și consulatul din Ucraina în caz că se confruntă cu anumite dificultăți. Ministerul vine în mod constant cu actualizări a situației. Reamintim în context că Ministerul de Externe de la Chișinău a recomandat cetățenilor să se abțină de la călătorii neesențiale în țara vecină, iar celor aflați pe teritoriul Ucrainei să evalueze necesitatea de a mai rămâne acolo.